2030.ro. Gașca de stânga. Fragmente de jurnal. 15 iunie, 23 august 2031. De Adrian Schiop. Lectura Robert Bălan. 15 iunie 2031. Ar fi trebuit să mergem cu gașca de old boys la Costi, la Nănești, dar musonul ne-a zădărnicit toate planurile. De două săptămâni toarnă non-stop. Tornada de ieri s-a lăsat cu inundații în toată zona Vrancei și colac peste Pupăza a rupt și podul peste Argeș de la Coțofenești. Planul era să mergem cu minibuzul lui Poenaru, dar poate mai bine așa, că Poenaru voia să o luăm pe DN7, apoi pe ciotul de autostradă A8 până la Buzău și de acolo pe nu știu ce drum haiducesc, plin de hârtoape, de care mi-e groază. Pe lângă că mi-e rău de mașină, chiar dacă stau în dreapta șoferului, hurducăturile mi se duc direct în stomac. De când Bruxelles a încetat să mai bage vreun cent în șosele și autostrăzi, drumurile s-au degradat înfiorător. Spre satisfacția lui Șulea, care scoate sunete sinistre, bacoviene ori de câte ori aude de vreo autostradă crăpată sau care se înfundă în porumb. 25 iunie 2031. Încă nu s-a terminat musonul. Le toarnă de rupe. Am încercat să citesc bucolicele lui Vergiliu, dar citește dacă poți cu Florin în casă. A rămas cu obiceiul ăsta tâmpit de polițai să dea și să facă ordine. Ok, cât nu bea, mă las în pace, dar după un pet, devine bombă umblătoare. Tună prin casă ca să-l bate cu vodă. Și nici nu-și găsește chestii de făcut dacă nu merge la pescuit. Bașca, vecinul Ionescu, e plecat la țară și n-are cu cine să joace șeptică sau în fața cui să se laude cu pensia lui de 1500 de euro. Seara n-am mai rezistat. Cum sforăia dus în dormitor, i-am șutit 60 de lei din ascunzătoarea pe care i-am dipuit-o alaltă ieri și am plecat să mă văd cu whisky. A propus să mergem la castel, dar mi-e jenă să beau cu el în crâșme. Miroase a pișat mai rău ca boschetarii. Nu-i vorbă, Vlăduț săracul își spală hainele, se spală chiar și pe el. Dar garsoniera are 14 metri pătrați, iar mâțele sunt 6. Ce vorbim, și-a tras fermă. Când iese cu gălețile de nisip, umple tomberonul. În sfârșit, pe vreme uscată, se mai poate ieși cu el la terasă. Îl dau cu spray și smells like teen spirit. Problema e vremea umedă. Umezeala amplifică exponențial mirosul și oricât parfum ai turna pe el, tot a câine ud miroase. Am băut în parcul Ioanit, într-o filigorie. Mi-a zis că el nu e în divorț de a treia din nevastă. Țâțoasa aia de la Universitatea Hyperion și trage sfor să devină director interimar la TVR. Doamne ajută, poate îmi pune o pilă să mă lipesc și eu de un post de redactor. Era fără mască whisky. Se simțea euforic și invincibil. De 5 zile și-a luat a 7-a doză de vaccin, de care i-a făcut rost un ghei din Ministerul Sănătății. Că e un vaccin foarte puternic dezvoltat de chinezi pe tehnologia asta nouă și scumpă. Două zile a stat răpus în casă, dar a treia zi a ieșit victorios ca Iisus din mormânt. Era în tratative cu ăla să-i facă rost pe șestache de încă 15 doze, să le dea în comunitate. Sunt și eu pe listă, să nu-mi fac griji. Mafia asta gay, ce ne-am face fără ea? Că el s-a gândit cum stă treaba. Deci, suntem specie invazivă, pe punctul să radă viața pe pământ până la nivel de bacterii și pur și simplu, natura vrea să scape de noi. Bine mă, dar asta presupune intenționalitate. Design inteligent, iar evoluția e oarbă, am zis. Ba nu, e în însăși logica evoluției. Viața secretă anticorpi când e amenințată. Face parte din însăși programul ei de funcționare. Acum, dacă stau să mă gândesc, cred că mai degrabă suntem înscriși în ADN-ul evoluției, mai mult ca sigur că peste tot în univers legile lui Darwin dau la finalul zilei o specie care descoperă inteligența ca strategie adaptivă. Cu rezultatul că peste milenii creierul crește ca pâinea la dospit. De vreo 10 ani savanții britanici au anunțat că cimpanzei au intrat în epoca de piatră.
că felul lor tot mai sofisticat în care socializează și mai ales folosesc instrumente indică deja prezența gândirii tehnologice. Ceea ce, dacă stai să te gândești, e puțin trist. Să te trezești ființă rațională la spartul chefului, când formele de viață complexe vor să dispară. În sfârșit, suntem deci cumva rezultat inevitabil al evoluției. Peste tot în universul unde apare viața, evoluția naște, I guess, la un moment dat, prin jocul selecției, o specie rațională, ca un fel de aroganță, extravaganță supremă, care sfârșește devenind specie invazivă, sufocându-și habitatul și autodistrugându-se. Și probabil peste N milioane de ani, pe Pământ o să apară altă specie rațională care tot așa, din aroganță în aroganță, până face poc. Și apoi de la capăt. Acasă Florin era mahmur și pus pe harță, furios că i-am descoperit ascunzătoarea. Mi-a făcut un scandal monstru că de ce nu-i cer bani? Pentru că nu-mi dai. Și când îmi dai, îmi scoți ochii o săptămână. 7 iulie 2031. 48 de grade la umbră. 33 în casă. Toți săracii din blocul ăsta din Ferentari și-au pus aer condiționat, doar noi stăm cu un căcat de ventilator. Și ăla porni doar noaptea și cu economie, după calculele științifice ale lui Florin. De când vecinii au betonat spațiul din fața blocului să-și parcheze mașinile, total, dar absolut total inutile, de când prețul benzinei a explodat și un drum la mare te costă cât cazarea pe întreg și jurul, temperatura în casă a crescut cu cel puțin 2 grade. Idioții nu se pot abține să-și aducă mașini gratis din vest. S-a umplut parcarea din fața blocului de Porsche-uri și Lamborghini. Seara m-a sunat Costi că vrea să organizeze o școală de vară la Nănești. Primarul i-a promis că îi sponsorizează prima ediție. Așa că în vremurile bune mi-a detaliat. Cu un grătărel, cu niște lecturi din Marx, Cala Waller, poate niște conferințe de popularizare despre ce-i de făcut în haosul uberizării pieței muncii, ce facem cu capitalismele astea perverse inventate în Silicon Valley. Adică să facem un cerc de stânga ca în bancul ăla? Am întrebat. Da, mă, cerc de stânga! Cavaler, la Telciu. Și apoi după o pauză. Care banc? Ăla cu călugării care încingă o horă gen fetele la Căpâlda în curtea mănăstirii și ăla din coada șirului behăie. Închideți cercul, vă rog, închideți cercul. Ha, ha, s-a enervat. Du-te-n pula mea! 12 iulie 2031. Nu mai mergem la Costi cu minibuzul lui Poenaru. S-a dus bateria. Minibuzul ăla era o pacoste de când l-a primit de la anarhiștii lui de la Paris. Cine i l-a donat, evident că nu i l-a dat de bun. Mai ales că vorbim de căcănaria. De vreun an a ajuns să-l țină toată noaptea în priză. Acumulatorul arăta că e full și pac. Când ți era lumea mai dragă, murea. Ce vorbim, mai rău ca un laptop ținut în priză. Mai mult de 50 de kilometri nu ducea și toți din gașcă ne-am săturat să împingem la hardughie până la primul punct de încărcare de pe autostradă. Sau să ne milogim la țărani zgârciți și cu ochii în contor să ne lase să o încărcăm la priză. S-au umplut drumurile județene de bișnițari care stau la poartă cu cablul de trifazic în mână și vând curent la suprapreț pentru fraierii care rămân în pana prostului. 16 iulie 2031. Am pisică. Să mă fute-mi. Intervenția mafiei gay. Să-l salvăm pe Vischi. De mâțe. Nu se mai poate sta lângă tine, Vlăduți, a zis Ovidiu. Gândește-te. Sunt întâlnirile cu finanțatorii, ieșirile la congrese. Ce dracu, îți fuți cariera de ONG-ist. Da, mă, Vischi, am plusat și eu. Toți atârnăm de ONG-ul tău. Rămâi în viață pentru noi. Andrei s-a ales cu un motan tărcat, Moisi cu grasa indolentă de Mirabela, Ovidiu cu aia cu probleme digestive care vomită pe covor, el nu știe încă. Eu m-am ales cu Țițișor, cea mai urâtă muță a lui Vischi, dar care are avantajul neprețuit că e bătrân. Sper să nu o ducă mai mult de 3 ani. Este o chestie de commitment față de tine, i-a zis psihologul pe care i l-am adus,
Promit să nu mai aduci alte pisici de pe stradă? Promit, a răspuns hohotind. Ovidiu s-a angajat să-i plătească 3 luni de psihoterapie și Moise i-a strecurat o folie de Xanax când psihoterapeutul s-a dus la toaletă. 30 iulie 2031. A murit măța. 3 august 2031. 7 ore am făcut cu trenul până la Costi la Nănești. Porțiuni nesfârșite în care am mers cu 5-10 km la oră, dar am crezut că nebunesc. Sper că acum că au sistat orice ban european pe rutier să înceapă în fine să investească serios în CFR, că nu se mai poate așa. Nu o duce rău deloc Costi. Și-a deschis crâșmă în sat, a pus mâna pe niște fonduri europene cu care și-a făcut o fermă de pui cu desfacere asigurată. Un văr a ajuns consilier local la Focșani, a rezolvat niște contracte babane, unul cu spitalul, unul cu cantina socială a primăriei și, în sfârșit, unul mai mărunțel, cu un azil, prosper, la care consilierul e acționar. N-am băut acasă la Costi, ci la bomba lui din sat, care nu arată rău. Se vede mâna Dorei la amenajare, a făcut rost de niște scaune de ratan din Ungaria și a umplut terasa de flori și arbuști ornamentale. Greu de crezut, dar a venit și Șulea, care nu mai iese din casă decât noaptea ca cucuveaua și în rest stă pe balcon și se bucură lugubru de orice veste proastă despre încălzirea globală pe care o dezvoltă în cerceafuri nesfârșite pe Facebook. Asta a făcut și acum. A croncănit lugubru despre încălzirea globală și lichidarea oricărei urme de stat social în hipercapitalismele astea post-internet. Hai mă, Ciprian, l-a tachinat directorul interimar. Toată viața ai tradus cărți pe drepturi de autor, ți-ai plătit din buzunar asigurarea medicală și acum jelești după cartea ta de muncă și pensia ta inexistentă care se duce pulii. De ce vorbești cu păcat, Ciprian? Am turnat și eu gaz pe foc. Florin a fost un simplu agent de poliție, pensionat la 47 și uite, anul ăsta pensia i-a mai crescut cu 100 de euro. Sociul a venit cu pancreasul artificial în rucsac să poată să bea și l-a cumpărat la mâna a doua, n-avea evident bani de unul nou, iar asigurările medicale nu mai decontează de 2 ani spitalizarea, ce să mai vorbim de echipamente medicale. E imens, îi ocupă o jumătate din rucsac și scoate un zgomot bizar când trebuie să proceseze alcool. Bipă e un fel de alarmă, așa. În fine, l-a pus pe masă, l-a legat la un tub care ieșea din abdomen și s-a pus vârtos pe băut. În 3 ore s-a făcut muci. Whisky a căra pancreasul, eu și Costi pe poet. În sfârșit, o întreagă daravelă să-l ducem în cealaltă parte a satului, fără să-l deconectăm din neatenție de la aparat. Altfel ce să zic, a fost frumos, chiar dacă cheful s-a terminat cu scandal. Edinu Guțu s-a pișat pe ficusul Dore. Dora a luat foc năpraznic, chit că Guțu se scuza spășit că n-a văzut că e de rasă și așezat într-o găleată de plastic, credea că e un copăcel sălbatic. A doua zi, duminică, Dora încă îi mai arunca privirea asasinelui Dinu, care nu-și mai amintea nimic. Nimeni nu l-a lămurit care-i faza, toți râdeam pe înfundate. Mai ales poenarul care îi poartă pică de când i-a suflat cursul de feminism de la universitate. După micul dejun, Costi mi-a dat marțuri fără număr. By the way, a ajuns vice-campion național la table, dar m-am răzbunat bătându-l măr pe domnul Nelu, șeful de post din comună, care e prieten la cataramă cu Costi și care face un vin excepțional, pe care Costi, după ce îl lungește și îl botează cu pastile, îl servește la crâșmă. Dar nebotezat e superb. Rangă m-am făcut. 23 august 2031. Jale mare la Costi și Dora. A dat o gripă peste pui și au murit aproape toți. Am înțeles că suntem specie invazivă și natura vrea să ne lichideze. Dar cu puii lui Costi ce-a avut? 2030.ro este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editare audio și înregistrări, Miron Ghiu, Petre Fol, Robert Bălan. Asistent de proiect, Andreea Drăghici. Visuals,
Maria Nicola. Video, Petre Fol. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.